Alimentul care este un dezastru pentru organism, deși mulți îl iubim pe termen lung, poate provoca atac cerebral și decesul prematur. Conform monitorulcluj.ro, alimentul care este un dezastru pentru organism și poate provoca atac cerebral și decesul prematur este cartoful prăjit. La nivelul țării, cartoful este un aliment de bază, dar consumat în cantități mari este nociv. Potrivit oamenilor de știință americani, cartofii prăjiți conțin acrilamidă, care, consumată în cantități mari, poate provoca apariția atacului cerebral, cancerului și chiar a decesului. Acrilamida este o substanță obținută din degradarea amidonului. Mâncați fierbinți, cresc glicemia și astfel apare riscul apariției diabetului zaharat de tip 1. Consumul ridicat de cartofi prăjiți poate duce la afecțiuni grave de inimă. Acrilamida are efecte nocive asupra sistemului nervos. Această substanță provoacă slăbirea mușchilor și deteriorarea sistemului nervos. Cercetătorii susțin că alimentele prăjite pot conduce și la alte probleme de sănătate, precum hipertensiune arterială, obezitate și un nivel ridicat al colesterolului. Cartofii prăjiți conțin o cantitate mare de sare. Din cauza consumului ridicat de cartofi prăjiți, crește riscul accidentului vascular cerebral și a pietrelor larinei. De asemenea, ar putea afecta funcționarea inimii, deoarece crește nivelul tensiunii arteriale. De la consumul ridicat de cartofi prăjiți, se ajunge la boli grave, precum obezitatea, diabet zaharat de tip 2, boli cardiace și accidente vasculare cerebrale. Însă, cel mai negru scenariu al specialiștilor este decesul prematur. Conform unui studiu publicat în Jurnalul American de Nutriție clinică, consumul zilnic de cartofi prăjiți este strâns legat de decesul prematur, conform monitorulcluj.ro.